Tensiunea arterială reprezintă presiunea exercitată de sânge asupra pereților arterelor. Tensiunea este determinată de două forțe. Una creată de inimă prin pomparea sângelui în vasele de sânge care alcătuie sistemul circulator, iar cealaltă este forța cu care arterele opun rezistență fluxului de sânge. Potrivit experților, indiferent de situație, vara este anul timpul în care tensiunea arterială crescută este mai des întâlnită decât în restul anului. Asta pentru că temperaturile ridicate constituie unul dintre factorii declanșatori ai măririi valorilor tensionale. Zilele caniculare pot crea serioase probleme de sănătate cardiacilor. Organismul uman este creat pentru a-și menține o temperatură constantă de 37 de grade, indiferent de temperatura din aer. Măsurarea periodică, uneori zilnică a tensiunii, este una dintre cele mai simple și la îndemână măsuri de prevenire a afecțiunilor cardiace. Valorile tensiunii arteriale sunt de obicei mai scăzute dimineața și mai ridicate spre seară, mai mai scăzute vara și mai ridicate iarna. Cele mai frecvente simptome ale hipotensiunii sunt amețelile, tulburările de echilibru, transpirațiile, senzația de leșin sau leșinul. În mod normal, sportivii, nefumătorii, femeile mai slabe au tensiune arterială mai mică. În caz de hipotensiune, medicii recomandă consumul lichidelor, evitarea alcoolului și a și consumul de fructe și legume de crudități. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă evitarea căldurii și a efortului fizic, evitarea stării, sării de bucătărie a alcoolului, cafelei și fumatului, precum și în măsura în care este posibil evitarea stresului.